Nu e așa că e o oglindă interesantă în care ne putem privi. Nu știu exact ce răspunsuri am putea da în fața ei. Dar ascultați ce ne spune textul de astăzi. Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Și citiți cu mine ceea ce urmează. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Pentru că unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Să am inima legată de cer, să tânjesc într-acolo, să aștept venirea Domnului Iisus Hristos, să cred în învierea morților, să ajung cu orice preț, spune Pavel, la învierea morților. Ce altfel de viață aș putea trăi aici pe pământ? Pentru că unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Mesajul este simplu, clar, este o poruncă. Trăiește viața pentru cer. Trăiește viața pentru cer. Doar că în mine se ridică o întrebare. Doamne, ce să fac cu cele de pe pământ? Tu mi-ai dat un trup făcut din țărână care se desface de la o zi la alta? Am nevoie de mâncare? Am nevoie de îmbrăcăminte? Am nevoie de un acoperiș deasupra capului? Trăiește viața pentru cer? Ce să fac cu cele de pe pământ? Dar dincolo de astea avem nevoie de atâtea alte lucruri, dragii mei, să-mi termină școala, să am o slujbă, să mă căsătoresc, să am copii, să fie sănătoși. Aș putea înșira toate lucrurile de care ni se leagă viața aici pe pământ. Ce să fac cu cele de pe pământ? De aceea nu vă îngrijorați de viața voastră zicând sau gândindu-vă ce vom mânca sau ce vom bea. Nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce ne vom îmbrăca. Și textul ne întreabă, oare nu este viața mai mult decât hrana? Și observați, majoritatea dintre noi trăiesc ca să mănânce. Și uită să mănânce ca să trăiască. Nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Și acum spuneți cu mine, căutați mai întâi împărăția cerurilor sau a lui Dumnezeu și deprienirea lui și toate acestea, mâncarea și îmbrăcămintea, vi se vor da pe deasupra. Cât am strâns până în acest moment pentru cer? Eu nu pot răspunde în locul tău, e greu să răspund și în locul meu, pentru că lucrurile pentru cer sunt foarte greu de măsurat, de apucat, de cuantificat. Dar întrebarea rămâne, pentru că textul ne poruncește, strângeți-vă comori în ceruri, nu pe pământ. Aici le mănâncă molile, rugida, le sapă, le fură hoții, cu tremur le fac praf orașe într-o fracțiune de secundă. Războaiele nimicesc, dragii mei, și pe cei buni și pe cei răi. Cât mi-am strâns în tezaurul cerului și care sunt lucrurile de valoare care țin de cealaltă împărăție, nu de pământul acesta? Unde îmi strâng comori? Depinde de acela în care îmi pun încrederea. Dacă încrederea mi-o pun în mine, atunci trebuie să strâng comori cu puterea mea, cu ceea ce eu pot realiza și acolo unde eu trăiesc, aici pe pământ. Dar dacă știu cine este Dumnezeu, dragii mei, poate că aș putea face schimbarea în viața mea. Interesant, atunci când Dumnezeu l-a creat pe om, l-a așezat într-o grădină. Mai întâi i-a organizat grădina, nu știu cum arăta Edenul, trebuia să fie absolut superb acolo. În momentul în care relația omului cu Dumnezeu s-a rupt, gândiți-vă la Cain, a fugit din fața Domnului și a zidit o cetate. Care e diferența dintre o grădină și o cetate? Vă las pe dumneavoastră să observați. O grădină vine la viață tot mereu, reînnoiește, se mișcă, este viață în ea. Oriunde te uiți, vezi bucuria aceea. O cetate trece timpul, se face praf și ajunge un morman de dărâmături. O, cetățile ne le facem noi cu puterea noastră. Dar grădina, natura, universul acesta l-a creat Dumnezeu.
Dacă ar fi să aleg între puterile mele și capacitatea sau posibilitățile lui, nu e așa că aș fi mai înțelept să adun de dragul lui, în dreptul lui, pentru ceea ce este dincolo și nu pentru ceea ce este aici? Unde-mi strâng comorile? Depinde de acela în care cred. Dacă cred în mine, le voi strânge unde voi putea. Și voi pieri odată cu ele, la ora 4 dimineața, în câteva secunde. Dar dacă am cunoscut pe Dumnezeu și știu că El m-a pregătit pentru dincolo, nu pentru aici, spuneți-mi, nu-i înțelept să te pregătești și să aduni pentru ceea ce te așteaptă? De ce a început Domnul Iisus Hristos cu prima fericire? Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Dacă eu aș crede 5 minute adevărul acesta, aș începe să mă gândesc, da, acolo aș putea să pun ceva în banca cerului, în trezorăria cerului, aș putea să adun lucruri care nu sunt pieritoare, că oricum nimic nu pot duce de aici, toate le voi lăsa ca și Alexandru Macedon, dragii mei, chiar dacă ai cucerit toată lumea. Și ce-ar folosi omului să câștige toată lumea dacă și-ar pierde ceea ce aparține cerului, sufletul? Ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Vă las cu întrebările și Duhul lui Dumnezeu să continue să vorbească cu fiecare dintre noi, pentru că toți știm cum ne-am trăit săptămâna trecută, anii trecuți, dragii mei, ce ne așteaptă în săptămâna viitoare, ce planuri ne-am făcut pentru ele. Dar dați-mi voie să scad un pic presiunea și să vorbesc despre lucruri care nu ne angajează atât de direct. Care să fie rolul, locul textului nostru în carte? Suntem în Predica de pe munte și deja știm că Predica are trei blocuri de text majore. Primele 16 versete, Domnul Iisus intră în adâncurile noastre și vorbește despre caracterul creștin. Dar caracterul nu există decât în manifestarea lui și de aceea blocul cel mai mare de text are în vedere relațiile noastre cu Dumnezeu și cu semenii, conduita creștină. Iar ultima parte a textului vine și împletește cele două lucruri, ne spune care-i ordinea importantă. Și mesajul întregii predici este prins în acele câteva versete de final, fie că e vorba de casa zidită pe nisip sau pe stâncă, fie că e vorba de un pom bun sau rău și de roadele lui, fie că e vorba de caracterul care determină conduita. Pomul bun nu poate face roade bune sau roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. După roade îi veți cunoaște. Cu alte cuvinte, ceea ce se vede vorbește despre ceea ce nu se vede. Conduita mea vorbește despre caracterul meu. Și oricât aș purta masca, dragii mei, la un moment dat cade. Mai ales în relații care durează. Dacă am o relație doar pe internet și pe sticlă, niciodată n-am să cunosc persoana din spatele ecranului. Dar atunci când încep să mănânci un pic de sare cu ea, încep să cadă măștile, nu e așa ca și de pe fața bisericii din Sardes. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Dar pentru cine vorbește Domnul Iisus? Pentru tine, pentru mine. Dar cine sunt eu? Sunt, dragii mei, o realitate cu foarte multe straturi. Conduita mea o vedeți în faptele și vorbele mele. Dar dincolo de astea este foarte greu să pătrundeți, nu-i așa? Nu-mi cunoașteți gândurile, atitudinile, motivațiile. Nimeni nu știe de ce m-am sculat să predic astăzi aici. Nimeni nu știe, afară de Dumnezeu. Pentru că atunci când Dumnezeu începe să ne cheme aproape de El, El nu creează trunchiul unui stejar mort, după care se pompeze viața în el. El creează viața în ghindă și viața cheamă stejarul în existență. Așa se întâmplă pe plan spiritual. Dumnezeu mai întâi creează realitatea lăuntrică, care se numește naștere din nou, înviere din morți. Și dacă realmente am fost născut din nou, acea forță a vieții din mine spiritual începe să schimbe gândirea mea, vorbirea mea și faptele mele. Nu-i așa? Convertirea întotdeauna începe dinăuntru spre afară. Pentru că Dumnezeu ne schimbă în duhul minții noastre. Ne naște din nou, ne aduce la viață acolo unde nimeni nu vede. Trebuie să vă nașteți din nou. Altfel nimeni nu va intra, nu va vedea împărăția lui Dumnezeu. Dar atunci când, practic, se întâmplă schimbarea în mine, caracterul sau realitatea lăuntrică o determină, o cheamă pe cea de afară, determină conduita.
Caracterul determină conduita. Suntem în capitolul 6 și duminica trecută ați auzit o primă chemare a lui Hristos în predica de pe munte. Trăiește-ți viața nu înaintea oamenilor, ci înaintea lui Dumnezeu. E foarte complicat, pentru că noi toți avem nevoie de feedback-ul din partea semenilor. Un pic de aplauze, un pic de mulțumire, un pic de bataie pe umăr. A fost foarte frumos, Puiule, în dimineața aceasta, mulțumesc tare mult. Și te simți bine și eu cred că suntem chemați să ne încurajăm unii pe alții. Dar luați seama ca niciunul dintre voi să nu-și împlinească neprihănirea înaintea oamenilor. Altfel, v-ați luat răsplata. Observați, dacă n-ar exista o răsplată, acolo sau aici, ar fi tot una cum trăiesc. Dacă trăiesc înaintea oamenilor, primesc răsplata pe care ei mi-o pot da, un pumn de aplauze. Dar dacă trăiesc înaintea lui Dumnezeu, răsplata o primesc înaintea lui Dumnezeu și pentru milostenia mea și pentru rugăciunile mele și pentru postul meu, pentru absolut tot ce fac. În ultima instanță, cel ce vede nascuns va răsplăti în ascuns. Dar să facem un pas mai departe la textul nostru. Dacă îmi trăiesc viața înaintea lui Dumnezeu, abia atunci încep să trăiesc pentru cer, nu pentru pământ. Când trăiesc înaintea lui Dumnezeu, dragii mei, și încep să mă intereseze lucrurile care interesează pe El, încep să flămânzesc după neprihănire, să însetez după ea, încep să adun în banca cerului lucruri care le pot trece peste vama morții. Altfel, toate vor rămâne aici, indiferent ce am adunat. Trăiește viața pentru cer, nu pentru pământ. Într-o zi, Domnul Iisus Hristos vorbea mulțimilor și cineva din mulțime strigă în auzul tuturor: Învățătorule, spune fratelui meu să-și împartă averea cu mine. Și Domnul Iisus se oprește, spune: Dar cine m-a pus pe mine judecător și împărțitorul averilor voastre? După care, în auzul întregii mulțimi, el spune o pildă. Un om bogat i-a rodit țarina și el și-a inspectat ogoarele și a văzut binecuvântarea și mulțimea ei pe care a dat-o Dumnezeu și și-a zis: ce mă voi face? Hambarele mele sunt mici, hambarele mele sunt vechi, știu ce voi face. Îmi voi strica hambarele, voi face altele mai mari decât ele, îmi voi strânge rodurile și voi zice: bea suflete și mănâncă, ai multe bogății strânse pentru mulți ani. Nici nu sfârșise bine vorba și s-a auzit glasul de sus: nebunule, în noaptea aceasta, la ora 4 și 10 minute, ci se va cere înapoi sufletul. Și astea ale cui vor fi? Și Domnul Iisus trage concluzia. Tot așa este cu oricine și adună comori pentru sine și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Oricine adună comori pe pământ și uită să depoziteze în banca cerului ceva ce poate trece dincolo de vama morții. Oare strâng comori pentru pământ sau pentru cer? Pentru ce am alergat săptămâna trecută? Pentru ce îmi cresc copiii? Ce văd în viața mea? Dragii mei, lucrurile astea se văd, se simt. Astea nu trebuie nici măcar vorbite și predicate. E suficient să privești la săptămâna unui om și știi exact pentru ce trăiește. Dar dacă m-aș apropia un pic mai atent de textul nostru, am văzut că în capitolul 6, este în versetele 19 la 34, observ că în textul meu sunt trei tablouri. Trei tablouri. Și când citesc textul, tabloul al doilea este ca o piedică pe care mi-o pune Duhul Sfânt. Pentru că atunci când scot tabloul acesta din șirul celorlalte tablouri, totul curge foarte frumos. Firul logic este neîntrerupt. Întrebarea care mi-o ridică primul tablou găsesc răspuns în tabloul al treilea. Dar tabloul al doilea mă deranjează, pentru că nu știu ce să fac cu el la prima vedere. Nu e o noutate în Scriptură, dragii mei. Duhul lui Dumnezeu știe că eu pot citi fără să aud și pot asculta fără să aud. Mi se întâmplă, Nora citește de multe ori dimineața Biblia și dacă cumva gândul îmi fuge de altă parte, habar n-am ce-o citit. Și te-i spun: Nora, iartă-mă, te rog, întoarce-te două paragrafe, pentru că n-am auzit nimic din ce ai zis. Ori el a citit cu voce tare. Noi avem capacitatea asta de a pune pe mut
tot zgomotul din jurul nostru. Și atunci Duhul lui Dumnezeu în Biblie pune câte o piedică. Vă dau un exemplu. De pildă, în 1 Corinteni, capitolul 12 la 14, este textul acela despre darurile Duhului Sfânt. Capitolul 12, daruri. Capitolul 14, daruri. Și în mijloc, dragostea. Ce caută capitolul ăsta acolo? Că dacă scot afară dragostea, atunci darurile Duhului, în capitolul 14, îmi spune cum să le trăiesc în mijlocul bisericii, cum să le aplic. Dar ce este un dar duhovnicesc? Nu cumva este arătarea Duhului spre folosul altora? O vreau să vă spun, alături de Duhul lui Dumnezeu sunt multe alte duhuri străine. De unde să știu că darul meu duhovnicesc nu este alimentat de un duh străin? Pentru că toate darurile pot fi contrafăcute din piedica aceea care mi-a pus-o Duhul Sfânt. Dragostea. Dragostea este roada Duhului. Duhul se legitimează prin roada Lui, nu prin darurile Lui. Prin roada Lui. Observați, același principiu aș putea să-l aplic aici. Ceea ce a trebuit să scot afară ca să lasă curgă logica textului devine, de fapt, cheia întregului text. Cheia întregului text. De pildă, dacă aș pune cele două tablouri extreme, unul în fața celuilalt, prima dată îmi spune ca să îmi strâng comori pentru cer sau în cer, trebuie să îmi pun încrederea în Dumnezeu pentru cele de pe pământ, nu-i așa? Pentru că eu trăiesc cu picioarele pe pământ, am nevoie de hrană, de apă, am nevoie de toate celelalte. Și am nevoie de mult mai mult decât de hrană și îmbrăcăminte și după asta alergăm. Dar dacă vreau să-mi strâng comor pentru cer, cine va purta de grijă lucrurilor de pe pământ? Și Dumnezeu spune, lasă-mi mie, pune în seama mea grija aceasta. Caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprienirea Lui și eu îți voi da, vi se va da pe deasupra. Altcineva îmi dă lucrul acesta. Matei, capitolul 6, versetul 33. Ca să-mi strâng comori în cer, trebuie să-mi pun încrederea în Dumnezeu pentru cele de pe pământ. Și atunci mă întreb, ce caută icul acesta care întrerupe firul logic al ideilor? Dar, de fapt, ce se spune în acele două versete? Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este bun, tot trupul tău este plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău este plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Poate nici n-ați observat că Duhul lui Dumnezeu, prin Matei, a schimbat planurile. A trecut de pe planul fizic pe planul spiritual. Și, practic, înțelegerea relației între cele două planuri devine esențială. Dacă ochiul tău este bun, și mulțumesc lui Dumnezeu pentru licărul de lumină care îl mai am în ochii mei, dragii mei, știu ce să fac cu mâinile mele, cu picioarele mele. Tot trupul meu este plin de lumină. Pot să umblu fără să mă împiedic. Pot să întind mâna. Nu-ți văd foarte bine fața, dar dacă îți deschizi gura, te și cunosc. Și în felul acesta pot intra în relație, pentru că ochiul meu mă ajută să procesez tot ceea ce lumina aduce pe retina mea, în creierul meu. Și în felul acesta, observați, sunt pe planul fizic. Dar dacă ochiul tău este rău, imaginați-vă că te scoli dimineața și nu vezi nimic, ești orb. Am un prieten bun, om de afaceri, care s-a sculat dimineața, a intrat în baie și din toată strigă soției, aprinde lumina! Lumina era aprinsă, dar el nu mai vedea. A orbit, uite așa. Gândiți-vă la întunericul acela care coboară peste trupul tău, nu mai știi ce să faci cu mâna, pipă-i, nu știi pe unde să umbli, ai nevoie de ajutor. Sunt pe planul fizic. Dar pe urmă, mă mută fără să-mi dau seama pe un alt plan. Deci, așa că dacă lumina care este în tine, lumina niciodată nu e în mine, lumina e în afara noastră. Soarele mă luminează, luna, stelele, Dumnezeu mi-a dat luminătorii, da? Lumina care este în tine este întunere. Cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Observați, tot textul te ia și te mută de pe planul fizic pe planul spiritual. Lumina care este în tine sau întunericul care este în mine. Care-i rolul luminii din mine sau întunericului de mine? Cât de mare este întunericul acesta? Ca să înțelegem această mutare pe alt plan, aș cita două texte. Unul este în Vechiul Testament, altul în Noul Testament.
În capitolul 6 din Isaia, în anul morții lui Ozia, Isaia se afla în templu și are o vedenie. Vede pe Dumnezeul oștirilor șezând pe scaunul lui de domnie. Poalele mantiei lui umpleau templul și heruvimii și serafimii erau în jurul lui și strigau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Și Isaia, îngrozit, văzându-se în prezența celui de trei ori sfânt, strigă: Vai de mine, sunt pierdut! Sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnul oștirilor. Un heruvim îi curăță buzele cu un tăciune luat de pe altar și Domnul începe să vorbească. Am auzit glasul Domnului zicând: Pe cine să trimitem? Cine va merge pentru noi? Și Isaia, probabil temurând, răspunde: Iată-mă, trimite-mă! Și acum vine mandatul. El a zis: Du-te și spune poporului acestuia, într-una veți auzi și nu veți înțelege, într-una veți vedea și nu veți pricepe. Împietrește inima acestui popor să n-audă cu urechile, să nu vadă cu ochii, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la mine ca să fie tămăduiți. Isaia își prefațează cartea după ce culoarul istoric se închide prin decizia lui Ezechia să lase cortina, să întoarcă spatele lui Dumnezeu și să zică: După mine potopul. Și în momentul acela și Dumnezeu întoarce spatele poporului său. Împietrește inima acestui popor să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu priceapă cu inima. Wow! Uitați-vă ce a urmat. Robia babiloniană, dezastru, tragedie peste tragedie. În mod evident, este vorba despre o lumină lăuntrică, să nu vadă cu ochii, să nu vadă prin ochi ceea ce ar trebui să vadă. Se ia un text din Noul Testament, Apocalipsa, capitolul 3, scrisoare adresată bisericii din Laodiceea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit. Asta vedeau ei cu ochii lor fizici, da? Și nu știi că ești călos, nenorocit, sărac, orb și gol. Cumpără de-a mine, ale fie pentru ochi. Nu-i vorba despre ochii aceștia, dragii mei, ci vorba despre ochiul acela lăuntric, lumina aceea lăuntrică, prin care Dumnezeu ne ajută să percepem lucrurile nevăzute. În mod evident, în ambele texte este vorba despre orbire spirituală. Dar de ce aș avea nevoie de o lumină lăuntrică? Există două universuri. Este univers nevăzut, universul spiritual, și există universul din care facem cu toții parte. Dumnezeu, când a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, a luat țărâna pământului, a plămădit-o într-o chipul și asemănarea lui și a suflat în nările lui suflare de viață și omul a devenit un suflet viu. Și s-a pomenit în mijlocul unei grădini și Dumnezeu a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul, supuneți-l. L-a făcut coregent cu el în lumea materială, în universul creat de Dumnezeu. Dar a urmat căderea, alungarea din Eden. Și păcatul, dragii mei, face ceva, stinge lumina lăuntrică din noi. Și lumina care este, sau ar trebui să fie în noi, pentru că am fost creați după chipul lui Dumnezeu, devine un întuneric. Și cât de mare este întunericul acesta. Dar Dumnezeu, în înțelepciunea lui, a creat două universuri paralele care comunică unul cu celălalt. Cu alte cuvinte, eu sunt în universul material și Dumnezeu a creat universul material, natura asta în care sunt, în așa fel încât dacă mă uit cu atenție, cu băgare de seamă la lucrurile făcute de El, și astea nu pot fi decât cele pe care le pot apuca, da? La lucrurile făcute de El, dintr-o dată încep să zăresc lucruri reale, dar nevăzute. Însușirile lui veșnice, puterea lui, dumnezeirea lui. Cu alte cuvinte, Dumnezeu îmi dă harul ca cu lumina care este în mine să privesc spre Dumnezeu prin lucrurile făcute de El. Să privesc spre nevăzut prin lucrurile văzute. În Roman, capitolul 1, și am citat o parte dintre el,
Dumnezeu este supărat. Dice, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și a oricăror nelegiuiri a oamenilor care înnădușe adevărul. Da? Prin nelegiuirea lor. Căci ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei. Căci le-a fost arătat de Dumnezeu, în adevăr, însușirile lui nevăzute, puterea lui veșnică, dumnezeirea lui, toate țin de spațiul nevăzut al lumii spirituale. Se văd lămurit când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. Observați, există o decizie pe care o iau în viața mea de a-L necinsti pe Dumnezeu, de a-L întoarce spatele și lumina mea lăuntrică se stinge. Și deși privesc la lucrurile făcute de El, eu nu mai pot vedea prin ele. Mulțumesc Dumnezeu pentru toți medicii care i-a pus în jurul meu ca să-mi întind o mână de ajutor. Și stau uneori de vorbă cu ei. Mă duc la oftalmologul meu, Ovidiu era în balcon la prima întâlnire și îl întreb, Ovi, toată ziua cercetezi minunea asta și ai putea să-mi vorbești săptămâni despre ochi, retină, creier, cum funcționează lucrurile. Dar cu cât mai mult te uiți la ochiul meu, îl vezi cumva pe Dumnezeu prin ochiul meu? Mă duc la cardiologul meu și îl întreb, e o minune, pompează de 75 de ani și care sângele, dar cum arată Dumnezeu prin? Stau de vorbă cu profesorul de istorie. Zic, ești profesor de istorie și ai materia înaintea ta, dar tu poți fi profesor de istorie sau profesor creștin de istorie? Care e diferența? Un profesor creștin stă în fața ferestrei materiei lui și cheamă elevii lângă el și șterge fereastra și îl arată pe Dumnezeu prin materia lui. Unele sunt mai ușoare, științele naturii, altele mai complicate, matematica, da? Dragii mei, tot ce există este informație. Ceea ce ni se pare mai abstract a creat tot ce există. Eu am fost o simplă informație, un cod genetic și am ajuns ce vedeți, da? Am ajuns ce vedeți. Prin lucrurile făcute de El, eu pot să trec dincolo la realitatea pe care a făcut-o Dumnezeu. Prima dată, textul nostru ne invită să privim la natura din jurul nostru. Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu strâng nimic în grinar. Totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Well, și un copil poate să privească la aceste lucruri. Întrebarea este dacă lumina care este în mine este un întuneric, mai pot să văd ceva? Nu mai pot să văd nimic mai mult decât atâta. Dar dacă există o lumină lăuntrică, care e concluzia pe care o trag privind în jur la ce a creat Dumnezeu? Oare nu sunteți voi mult mai de preț decât ele? Dacă Dumnezeu poartă de grijă vrăbiuței care vine să ciugulească, oare eu, coroana creațiunii, să fiu uitat de Dumnezeu? Nu, dragii mei. Citiți Isaia, capitolul 40, versetele 12 la 31. Sau cine dintre voi, dacă se îngrijorează, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și apoi, de ce vă îngrijorați pentru îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ele nici nu torc, nici nu țes. Totuși, vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Oare, dacă mă uit la un crin cu atenție și văd cum Dumnezeu înnoiește în fiecare primăvară natura, oare văd ceva dincolo sau prin acestea, din lumea nevăzută? Versetul 30. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este și mâine este aruncată în foc, ce scrie acolo? Ajutați-mă! Nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Ori credința trebuie să aibă de-a face cu acel ochi lăuntric, cu acea lumină lăuntrică care privește prin lucrurile văzute spre realitatea nevăzută. Dar dacă lumina care este în tine este întunere, cât de mare trebuie să fie întunericul acela?
cu lumina care este în mine, eu privesc spre Dumnezeu prin lucrurile făcute de El. Prin lucrurile făcute de El. Și El n-a creat doar natura, ci a creat și pe coroana creațiunii Lui, pe tine, pe mine, pe om. Dar imaginați-vă ce se întâmplă când lumina care este în mine se stinge și eu te privesc. Ce văd în tine? Doar ce mă deranjează. Doar ce mă deranjează. Nimic bun. Când m-am căsătorit, cineva a tras curba căsniciei pentru mine. De la întâlnire până la nuntă, curba iluziilor. Dragostea e oarbă. După o săptămână, după luna de biere, începe curba deziluziilor. Pentru că tot ce te-a atras începe să te calce pe nervi. Și de aici încep certurile și divorțurile, dragii mei. Uitați-vă la ce se întâmplă în jurul nostru în biserici. Cum ar fi să privim un pic, să vedem ce este în noi, lumină sau întuneric, la frații noștri, la cel de lângă noi, la omul, la coroana creațiunii lui Dumnezeu. Nu judecați, ca să nu fiți judecați. Căci cu ce judecată veți judeca, cu aceea veți fi judecați. Cu ce măsură măsurați, cu aceeași măsură vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna care este în ochiul tău? Și cum poți zice tu, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău și când colo tu ai o bârnă în ochiul tău, fățarnicule, scoate mai întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți și paiul din ochiul fratelui tău. Dar nu-i scoți paiul ca să-i dai peste nas cu el, ci ca să ridici, să restaurezi, pentru că lumina care este în tine începe să vadă potențialul lui Dumnezeu în cel de lângă tine, nu doar lucrurile care te calcă pe nervi. Dacă lumina care este în tine este întunere, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? În 2 Corinteni, capitolul 4, versetele 3 și 4, Pavel, care a pornit să bată lumea în lung și în lat ca să propovăduiască Evanghelia care l-a întâlnit pe el pe drumul Damascului și în a cărui slujbă s-a pus, el și-a pus o întrebare: de ce adevărul acesta, extraordinar, harul acesta pentru care am socotit toate ca un gunoi, de ce nu este primit de oameni? Care-i problema lor? Și spune, dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind pe fața lui Hristos slava lui Dumnezeu, Hristos chipul lui Dumnezeu. Observați, din pricina cei necredința este o credință în Dumnezeul veacului acestuia. Că dacă nu crezi în Hristos, nu poți sta într-o zonă neutră. Crezi în cel rău. Și cel rău își face lucrarea în tine, stinge lumina care este în tine. Și cât de mare trebuie să fie întunericul din tine. Și atunci totul este negru, dragii mei. Totul este întunecat în jurul nostru. Totul este întunecat. Dați-mi voie să mă întorc la textul nostru. Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile, nici rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, este și inima voastră. Unde este comoara voastră, este și inima voastră. Frații mei, trăiește, să trăim pentru cer, nu pentru pământ. Bine, bine, da. Ce să facem cu pământul? Ce să facem cu pământul? Că noi avem nevoie, trăim aici, în țărâna asta, dragii mei, trebuie să alergăm de dimineața până seara, să ne plătim datoriile, să ne cumpărăm pită, să ne îmbrăcăm copii, să-i trimitem la școală, să le cumpărăm mașină, să-i însurăm, să le facem casă. Nu se mai gata veci. Ce să facem cu pământul? Sunt două feluri de suferință în lumea asta. O suferință morală, cauzată de păcatele oamenilor, Ucraina. Și o suferință naturală, care n-o poți evita, tsunamiuri, cu tremure de pământ. Puneți-vă în pielea oricui din zonele acestea. Imaginați, este 4 și 10,
7,8 pe scara Richter și încep să cadă blocurile ca niște cutii de carton. Să scoți de sub dărâmături un prunc născut din nou cu cordonul ombilical încă acolo, mama moartă? Wow! Să vezi un bătrân care zice, am fugit din Siria să avem un pic de liniște și în fața lui erau 21 de cadavre, toată familia lui. 21 de cadavre. Dar imaginează-ți că tu ești în unul din acelea blocuri și nu știi ce se întâmplă, numai te prăbușești și spre mila lui Dumnezeu a căzut o placă de beton și a lăsat un pic de spațiu și nu te-a strivit și stai și aștepți și acolo ai vreme de gândit, așteptând izbăvirea. Să presupunem că Dumnezeu intră în vorbă cu tine în momentul acela și te întreabă, ai strâns ceva pentru cer? Cer? Deci nu am gândit la așa ceva. Și astea toate, ale cui vor fi? Dar ce va fi cu tine? Dragii mei, nu știm cum lucrează Dumnezeu, nici nu mă îmi cere să-L explic în vreun fel, că nu pot. Dar unui om bogat i-a rodit țarina și când a văzut mulțimea rodului lor, a zis, a, știu ce am să fac, am să-mi dărâm hambarele, fac altele noi, îmi voi strânge în grinarele și hambarele mele tot ce am și voi zice, bea suflete și mănâncă, ai multe bogății și strânse pentru mulți ani pe acest pământ. Și glasul de sus zice, nebunule, în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Și lucrurile astea ale cui vor fi? Ale cui vor rămâne? Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Dar dacă realmente mă socotesc între cei săraci în duh și eu n-adun nimic pentru cer, dragii mei, socoata mea n-are absolut nicio valoare. Dacă ai împărăția cerurilor, începi să te pregătești pentru ea. Întrebarea este cum? Pentru că Domnul Iisus atenționează pe ei și pe noi, tot așa este cu oricine își adună comori pentru sine și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Cum e versetul nostru? Căutați mai întâi împărăția cerurilor sau a lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri, cele pentru pământ, vi se vor da pe deasupra. Oare cum aș putea să fac din viața mea de zi cu zi altar al preoției mele? Eu nu sunt nici artist, nici cizmar, nici medic, nu sunt, dragii mei, profesia mea este doar mă ajută să trăiesc în lumea aceasta. Eu sunt în primul rând preot al lui Dumnezeu. Oare la întâmplare m-a învățat Domnul Iisus rugăciunea Tatăl nostru? Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie pe care o aștept, pe care mi-ai dat-o deja, în schimbul sărăciei mele în duh, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Restul mi le dă Dumnezeu. Și iertarea și pita de fiecare zi. Și simpla noastră prezență dovedește credincioșia Lui. Am avut ce mânca și ce îmbrăca. Și ne ajunge, ne spune Scriptura. Și nu uita, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Nu pot merge jumi-juma și pe pământ și în ceruri. Nu, dragii mei. Totul în ceruri. Și pământul Dumnezeu mi-l dă în schimb. Ca în somn, spune prea iubiților lui, le dă pâinea. Da? Le dă pâinea. Nu trebuie să mint, să fur pentru asta. Cinstește-L pe El, onorează-L, onorează-L pe El. Dați-mi voie să rog pe Puiu să citească ultimele versete, practic în ultimul capitol din prima epistola lui Pavel adresată lui Timotei, el vorbește tocmai despre lucrul acesta, începând cu cele din cer sau cele care sunt pentru cer, negreșit. Evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Evlavia nu ține de lucrurile pământești, vom vedea un pic mai încolo în text. Și atunci evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig.
De ce? Căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Dacă ne va fi de ajuns. Interesant, Dumnezeu nu-ți promite mai mult decât atâta. Dacă le ai, mulțumește-i pentru el. Dar textul continuă. Cei ce vor să se îmbogățească dimpotrivă cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpunși singuri cu o mulțime de chinuri. Observați, nu banii sunt, iubirea de bani. Pentru că iubirea de bani, iubești comorile pe care le adun, după care alergi, pe care le pui în bancă, ai grijă la ei, te uiți la ce-o intrat, ce-o ieșit. Și asta este elementul pe care... Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, dar să-ți fure veșnicia este o tragedie. Au căzut de la credință, s-au străpun singuri cu o mulțime de chinuri. Iar tu, om al lui Dumnezeu? Fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Observați, nimic din acestea nu au nimic a face cu pământul. Toate astea le adun pentru cer. În trezoreria cerului, în banca cerului, da? Luptă-te, lupta cea bună a credinței. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat. Oare îmi strâng comor pentru cer? Ce să fac cu pământul? El pasărea hrănește. Cum mai departe? Nici de mine nu va uita. Enos, thank you for singing this song for us. Și haideți să aveți pe ecran, o să aveți cuvintele în limba română. Dar mi-adun comori acolo unde am încredere în cel care le păstrează.